Toată inima, cu toții împreună, în această seară, lăuda să fie Domnul. Amin. Pentru harul de a fi în casa lui de părtășie, pentru harul de a ne aduna în jurul cuvântului, în jurul rugăciunii, în jurul acestor cântări frumoase, spunem încă o dată, lăuda să fie Dumnezeu. Amin. Și un motiv care de o vreme poate l-amintesc, pentru că pentru mine o cercetat, pentru că nu zboară nici gloanțe și nici bombe pe lângă noi, spunem din toată inima, lăudați să fie Dumnezeu. Amen. Doresc din toată inima să vă invi respectuos, să ne ridicăm în picioare, din semn de respect pentru acela care a făcut totul pentru noi. Și vom da cinste cuvântului lui Dumnezeu, din 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 9 până la versetul 11. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 9, care spune așa. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, Ați fost ființi și ați fost socotiți neprihăniți în numele, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin, amin. Vă invit respectuos să vă recupați locurile și în această seară cu harul lui Dumnezeu, cu putere din puterea sa. Am vrea să ne apropiem de acest text și de o perioadă încoace, de câteva luni, mă frământă foarte mult acest pasaj. Să vă mărturisesc sincer, dacă mâine ar fi să îmi pierd vocea, să nu mai pot să predic, asta poate ar fi ultima mea predică. Pentru că observ foarte mult în jurul meu că uh, foarte mulți oameni într-o lume plină de păcat și de confort parcă se scufundă departe de fața lui Dumnezeu. Și observ în cuvântul lui Dumnezeu o întrebare pe care vreau mie să-mi o adresez și dacă îmi permiteți în această seară și dumneavoastră, prin această predică, Chiar din versetul 9 începe Pavel, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și privind această întrebare pe care Pavel o pune pe paginile Sfintelor Scripturi, aș vrea foarte atent, ca nu cumva, să ne înșelăm. Și urmează Pavel în aceste câteva versete să ne vorbească despre niște caracteristici. Și nu ne vorbește nici de vreo etichetă religioasă, nici de vreun nume de familie, dintr -o, poate dintr-un neam deosebit, nici de anumite fapte deosebite, ci începe să ne vorbească despre Sfințire. Și aș vrea din toată inima să vă întreb în această seară, poate puțin schimbând aceste câteva, câteva cuvinte să le înțeleagă poate și tinerii și bătrânii, vreau să întreb foarte simplu în această seară. Vrei să ajungi în Rai? Eu m-am gândit foarte mult la aceste câteva versete și am văzut că Pavel se oprește în acest capitol Vedem chiar contextul de puțin mai devreme. În 1 Corinteni, capitolul 5, Pavel vine și adresează o problemă foarte serioasă. Era acolo un om curvar în Corin și spune așa ceva, nici să nu se pomenească în adunare. Apoi continuă chiar la începutul capitolului 6 și vorbesc despre judecățile dintre fraze, despre problemele, despre râcăle dintre, poate, partide sau oamenii dintre adunări. Și chiar la jumătatea capitolului 6, până la versetul 20, undeva la jumătate, la versetul 90, Soprește Pavel și pune o întrebare. Văzând parcă problema păcatului, văzând că parcă oamenii sunt absorbiți de problemele din jur, vine și pune o întrebare, oameni buni, de ce mergem la adunare? De ce ne numim creștini? De ce l-am acceptat pe Isus Hristos? Nu este oare scopul nostru să ajungem în rai? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și pentru că vreau să am un răspuns la această întrebare, nu mă ui nici la știri, nu mă ui nici în stânga, nici în dreapta, nici pe vreun website al nu știu ce instituții religioase, ci aș, aș invita în această seară să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și aseamănă aici Pavel împărăția lui Dumnezeu, imaginați-vă ca o cetate. Urcând pe cetatea aceasta m-am imaginat ca niște trepte, ca niște, cum avem aici, niște scări. Și observ aici, vine Pavel și explică câteva lucruri. Niște etape în viața unui om transformat. Nu, nu e om care numai să-i numește parte dintr-o anumită adunare sau care vine dintr-un neam deosebit, ci un om care cu adevărat s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și din nou mă întreb pe mine și vă întreb pe dumneavoastră cu îngăduința dumneavoastră, vrei să ajungi în Rai? Vine aici Pavel și pune o întrebare ca o provocare și uh, puțin pune în antiteză, face puțin diferență ca între alb și negru de niște oameni care sunt într-un fel și alții într-un alt fel. Și începe textul nostru în versetul 9. Nu știți că cei nedrepți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Vine Pavel și nu, nu spune cumva că este al negru și vreo 10-20 de nuanțe de gri, ci spune clar, dacă vreți să ajungeți în rai, trebuie cu adevărat să fiți deosebiți. Și m-am întrebat, Doamne, care sunt aceste trepte către împărăția ta? Care sunt aceste necesități? Și m-am gândit foarte mult, observând acest, acest capitol până la sfârșit, că Pavel vine frumos și dă exemple minunate, da, anumite versete care ne ajută să înțelegem cum un lucru se leagă de altul și dorește Dumnezeu să creștem departe de lumea aceasta băgătoasă, mai aproape de rai. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Și începe versetul nou. Nu vă înșelați în privința aceasta. Și primul pas, dacă vrei să ajungi în rai, trebuie numai decât trebuie să părăsești păcatul. Și vine aici, Dumne... vine aici Duhul Sfânt prin gura lui Pavel și începe să ne pună o listă. Și frământându-mă pe drum, Duhul Sfânt mi-a zis, dă câteva exemple că poate unii nu cunosc aceste lucruri, unii poate spun că alții le fac din lume, dar poate și noi suntem vinovați de aceste lucruri. Și m-aș bucura din toată inima aceste păcate să ne părăsească viețile noastre, familiile noastre și biserica lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin, amin. Începe versetul 9. Nu vă înșelați. Adică nu cumva să este vreo umbră de îndoială în privința aceasta. Nici curvarii. Orice om care nu are sex în, 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 în contextul marital pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, acela este curvar. Doamne, ferește-ne de aceasta. Nici închinătorii la idoli. Orice lucru care se pune în locul lui Dumnezeu, poate să fie telefonul tău, jobul tău, poate să fie poate o rudă de ta, un copil chiar, un lucru pe care îl ridici la un nivel de închinare. Nici închinătorii la idol, Doamne, ferește aceste lucruri. Nici prea curvarii. Aceia care își permit în în, în, în legământul acesta al căsătoriei să meargă puțin pe lângă poate cu o privire, poate chiar să cadă în actul sexual, în afara căsătoriei. Aceștia sunt prea curvare. Cine trăiește în astfel de păcate, nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nici malahii, aceștia, scuzați-mi expresa, sunt cei care sunt cuprinși de acest păcat al masturbării. Și poate să fie la tineri de 15 ani sau poate la bătrân de 60 de ani. Dumnezeu să ne ferească de aceste lucruri. Nici sodomiții, un lucru poate puțin mai dificil, Aici intră orice perversiune. Spune, dacă putem afișa Evrei, capitolul 13 cu versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patru să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca și pe curvar și pe prea curvar. Și aici m-am gândit foarte mult că foarte mulți, dacă observați pe YouTube, foarte mulți predicatori încep să dea foarte multe persimivități. Adică e ok și aia, e ok și aia. Dumnezeu a un lucru natural și orice lucru nenatural se numește sodomie. Doamne, ajută-ne și ferește-ne acest lucru. Amen. Pentru tine rămos special, datorită imagilor. Orice lucru care nu-i natural se numește sodomie. Orice lucru cu gura, orice lucru pe la spate, orice lucru cu jucării sunt sodomii. Oricine trăiește în astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, ferește-ne aceste lucruri. Nici hoții pot să furi un cui, pot să furi un miliard oricine pune mâna pe ce nu ia lui, se numește hoț. Continuă versetul 10. Nici cei lacom, dacă poate îți dorești o mașină mai, mai, puternică, nu să ajungi mai devreme la biserică, ci numai să aplaude poate oamenii pe stradă, se numește lăcomie. Dacă vrei mai mult ceea ce nu e al tău, dacă vrei să te îmbogățești numai de ochii lumii, se numește lăcomie. Nici bețivii, aceia care poate de la un pahar săraci au ajuns la o sticlă și apoi la o damigeană, nu vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Nici de nici răpăreții nu vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Oameni care trăiesc departe de Sfințirea Lui Dumnezeu. Dar dacă în această seară îți ridici privirea către crucea de la Golgota, eu garantez pe baza Sfântului Cuvânt că sângele Iisus Hristos care a curs acum 2000 de ani și astăzi mai are putere de, de vindecare, de eliberare și de, 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 de iertare. Lăuda să fie numele Iisus Hristos! Poate a fost puțin mai grea introducerea și chiar poate deja îmi transpiră mâinile, mă gândesc că a fost un mesaj foarte greu. Dar eu m-am analizat împotriva acestei list. Și a zis, Doamne, sfințește-mă și de asta, și de asta, și de asta. Pentru că vreau să văd raiul lui Dumnezeu. Ne-ați vrea împreună să ajungem în prezența lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și vine aici versetul 11 ca o încurajare. Dacă vrei să vezi raiul lui Dumnezeu, părăsește păcatul. Și spune versetul 11, și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați și ați fost sfințiți, ați fost ocotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, orice lucru deosebit, lăuda să fie acest nume. Dacă poate în această seară sau poate online va auzi cineva această întrebare și vrea să ajungă în rai, nu lăsa pe diavolul să te sfărâme sub povara păcatului, ci cât timp se spune astăzi, vină la Iisus Hristos. Părăsește păcatul și vedem în Sfânta Scriptură că sânge la Golgota și astăzi poate elibera. Lăuda să fie Domnul. Și mi-am pus întrebarea ca și tânăr. Doamne, cum să părăsesc păcatul când păcat la școală, când păcat la lucru, când păcat la Walmart, când păcat pe stradă, păcat îi peste tot. Cum să părăsesc păcatul? Și vine aici frumos, puțin mai departe, versetele 12 și poate și 15, Vine Pavel și mere următoarea treaptă. Primul lucru este să înțelegi că păcatul nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, la Tit, capitolul 2, cu versetul 11. Și harul care a fost arătat ne învață să o rupem cu păgănitatea. Adică când rup ceva, nu mai este legătura acolo, nu mai este nimic care să fie împreună. Doamne, ajută-ne să o rupem cu păgănitatea. Și vine aici versetul 12. Cum să părăsești păcatul? Și Pavel vorbește despre zona gri, care poate unii aici a îndeasă o grămadă de lucruri permise. Spune aici versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu, nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă vrei să părăsești păcatul, spune Pavel, nu te amesteca cu lumea. Pentru că păcatul este caracteristic lumii și celor care zac în cel rău, Pavel vine și spune, nu te du în locurile unde este păcat. Dacă vezi că poate colegii tăi de la o glumă trec la o bere și apoi la alte păcate, nu te duă acolo. Dacă vezi că poate într-un loc te atrage satana printr-o ispită sau alta, nu te mai duă acolo. De asemenea, vedem aici că vorbește Pavel despre curvie și ne dă un exemplu pe care poate trebuie să-l luăm mai în serios. Vine Pavel și spune în versetul 15 un, un, un exemplu de amestecare. Și m-am gândit foarte frumos la un lucru, dacă vreți, la un lucru practic. Chiar nu de mult am cumpărat cu soția la copilaș și niște plastilină. Și au venit ca niște căpăcele, așa, unul roșu foarte frumos, unul albastru foarte frumos, unul yellow foarte frumos, galben. Și m-am uitat așa ce frumoase erau ele în căpăcele lor. Și micuțul meu, Ezra, începe să, să le amestece împreună. Și le o odată, parcă puțin se mai vedeau fiecare culori distincte. Le mai amestecă încă o dată, după vreo a cinci, așa, amestecare, o venit ca un maro așa urât. Și m-am gândit ce frumos e un lucru în cutiuța lui separat de orice altce lucru și când îl pui împreună nu mai arată frumos. Și vine Pavel și vorbește despre curvie și explică cum un om sfânt cu un om păcătos fac un lucru urât în fața lui Dumnezeu. Și spune aici versetul 15 nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Voi luia eu mădularea lui Hristos și le voi face din ele mădulare unei curve veniți de cum? Nu știți că cine se lipește și continuă să spună că aceste lucruri sunt niște păcate grozave. Dar ne întoarcem la versetul 12. Toate aceste lucruri care sunt îngăduite, dar nu chiar de folos, toate lucrurile îngăduite, dar să nu pună stăpânire pe mine. Și v-aș invita dumneavoastră în mod individual să vă uitați la lucrurile unde parcă puțin se mai amestecă albul cu negru. Lucruri poate la nivelul gândurilor, la nivelul vorbei, la nivelul lucrurilor mâinilor noastre sau la nivelul chiar umbletelor picioarelor noastre, în locurile în care mergem. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute să nu ne mai amestecăm cu lumea. Că dacă nu, eu mă păstrez departe de lume, atunci eu fug de păcat. Uitați-vă la Iacov, un cuvânt necesar din partea lui Dumnezeu, poate un cuvânt mai greu. Iacov capitolul 4, versetele 4 și 5. Suflete preacurvare, nu știți că pretenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Uitați cum se leagă aceste două lucruri, chiar și Iacov, și vom vedea că aceea structură și Pavel o descrie în 1 Corinteni, capitolul 6. Așadar, în primul rând, părăsim păcatul și cum părăsim păcatul? Nu ne amestecăm cu lumea. Acolo unde este păcat, acolo unde diavolul ne poate ispiti, Doamne, ajută-ne să nu mai călcăm pe acolo, să fugim de acolo. Și din nou eu mă întreb: lumea este și la școală, lumea este și la lucru, lumea este și la Walmart, lumea este peste tot. Cum să fugim de lume? Uitați aici al treilea pas, dacă vrem să moștenim împărăția Lui Dumnezeu, dacă vrei să ajungi în Rai. Versetele 19 și 20. Pentru că lupta aceasta cu lumea este dificilă, pentru că lupta aceasta cu lumea este foarte crâncenă, noi trebuie să fugim de lume și să înlocuim acea, a, acel lucru cu altceva. Și uitați în Demnul Sfintei Scripturi, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dacă vrei să nu te amesteci cu lumea, cea mai bună soluție a ta este să fii plin de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Orice greu e să ispitești pe un om care el numai de rugăciune știe. El nu de post știe. Uitați-vă la un om care de dimineață până seara se gândește numai la următoarea rugăciune, la următoarea evangelizare. Apă pe ăsta greu puțin poți să-l împingi către lume. Dar unul care stă așa în vârful patului și se gândește, Doamne, ce oi face astăzi? O fi aia, o fi aia. Apă ăsta mai ușor parcă îl bune diavolul în păcat. Și vedem așadar că în această provocare pe care Pavel ne-o aduce, el ne ia frumos din lume de unde am fost fiecare în parte, și ne pune să urcăm treaptă cu treaptă să ne apropiem de Dumnezeu. Și ne ia frumos din lume unde am fost fiecare în parte, prinși într-unul mai multe sau poate nenumărate păcate. Și prin jertfa lui Iisus Hristos ne-a iertat, ne-a spălat și ne-a sfințit orice lucru minunat. Și atunci am părăsit păcatul. Apoi vedem că schimbându-ne prieteniile, schimbându-ne poate cercul din jur, schimbându-ne poate activitățile noastre, nu ne mai amestecăm cu lumea. Și deodată ne place mai mult cercul de rugăciune, ne plac mai mult frații care vorbesc în scriptură. Um, Uitați-vă aici ce îndemn frumos are 1 Corinteni, capitolul 15, tot Pavel. Vine și spune în versetul 33: Nu vă înșelați, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Așadar, Dumnezeu vrea de la toți. Dar poate nu chiar toți încă au părăsit cu păcatul. Haideți să ne uităm în jurul nostru la lucrurile, pretenile și lucrurile care ne trag departe de Dumnezeu și înapoi în lume. Să părăsim păcatul, să nu ne mai amestecăm cu lumea niciun fel și apoi să fim plini de Duhul Sfânt, Doamne, ajută-ne la aceasta. Orice lucru deosebit. Să te ia Dumnezeu parcă din cel mai adânc loc din lumea aceasta și să te urce treaptă cu treaptă, să fii plin de Duhul Sfânt și să-L aștepți pe Iisus Hristos venind. Și atunci mă gândesc că dacă tu ești în flăcări pentru Dumnezeu, apăraiu ar fi deja răsplata pentru tine. Doamne, fă ca niciunul să lipsească. Și uitați aici un alt îndemn în Evrei, capitolul 10, dacă bine voi să deschideți împreună cu mine. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 37, un îndemn care se repetă mai mult și mai mult în fiecare prorocie. Și ar fi bine să-l punem în inimile noastre. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihăni va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, Sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi, Doamne, ajută-ne la aceasta, însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea Sufletului. Aleluia, amin! O lucru deosebit. Să lăsăm în spate și păcatul și lumea. Și să spunem, Doamne, mai umple-ne din nou cu Duhul tău ce sfânt. Mă uit acum și cu durere văd că parcă Duhul Sfânt devine cenușărea asta în adunările noastre. Lăsată undeva nici măcar în adunare, nici măcar pe ultimul rând, undeva scoasă în hol. Oamenii acum poate vor totul fără Duhul Sfânt. Dar eu mă gândesc, gândiți-vă la un exemplu practic. Dacă eu începând în viața aceasta am jumătate fire, jumătate duh, care din astea două mă îndeamnă mai aproape de Dumnezeu? Oare noi i Duhul Sfânt? Că firea mă îndeamnă la păcat, la lucruri urâte. De aceea eu trebuie în fiecare zi să lupt cu firea mea, să o pun mai jos și mai jos și să caut plinătatea Duhului Sfânt. Că atunci când sunt plin de Duhul Sfânt, apă Duhul va striga către Dumnezeu. Doamne, vină mai curând. Doamne, ajută-mă să mă sfințez. Doamne, păzește-mă de lume. Uitați-vă, de exemplu, mai ales la noi în cultura românească, când vin musafiri. Crescând și eu cu mama mea care i-a plăcut curățenia, spunea, mă, vii musafirii, 10 minute totul bec și lună. Ce frumos ar fi și în viața spirituală să facem la fel. Să spunem, gata, vine Domnul Iisus Hristos, haide să ne pocăim cu adevărat. Că dacă nu, nu toți vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și eu mă gândesc pentru, pentru mine, împărtășesc cuvintele Apostolului Pavel care spune Mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Și aș vrea dorința mea să ne gândim mai mult la ce -l. Spune Coloseni capitolul 3 cu 2. Gândiți-vă dar la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Că s-ar prea putea în viața noastră să fie un prea târziu. După răfire vor plânge oamenii de-a dreptul și vor fi sinceri în căința lor. Dar va fi prea târziu. Poate pe un pat de suferință, după ce Dumnezeu te-a îngăduit 10-20 de ani, când ai mai vrea o picătură de rugăciune, poate va fi prea târziu, harul s-a gătat. Uitați-vă la Evrei, capitolul 4. Un alt verset care mă tulbură de câteva săptămâni. Mă tot gândesc la Evrei 4 cu 1. Să luăm dar bine seama, adică să fim foarte atenți, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Eu din toată inima aș vrea să primiți, poate, împărtășirea mea. Poate uh, tonul meu sau dorința mea a fost dintr-o inimă care a fost întâi spulberată. M-am gândit în jurul acestor știri care se întâmplă, acestor avertismente din partea Duhului Sfânt. M-am gândit pentru mine, sunt eu oare gata pentru râul lui Dumnezeu? Și am văzut că Pavel aici a dezvoltat acest subiect. Și vreau să fim foarte atenți, ca nu cumva trăind de lăsător ca nu cumva să ne permitem și păcat și amestec cu lumea, să nu cumva să mai zicem că Duhul Sfânt a fost pentru alții în altă vreme, să nu cumva să ne trezim prea târziu. Aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne cerceteze în această seară și nu uitați, striga uh, Evrei, capitolul 10, cu 37, dacă poate îl mai afișăm dată, Acest îndemn care și astăzi, prin prorocie, prin predică, sună foarte puter, puternic. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Amin.